Dacă ești nou, abonează-te la canal și apasă pe clopoțel ca să primești notificare atunci când postez sau când fac live, respect. Salutare, bă băi, și bine v-am regăsit în un episod din seria noastră de Farming Simulator 2018 pe Android și dacă mai vrei să continuăm cu această serie, apăsați butonul de like acolo să strângem la acest episod cât mai multe like-uri. După cum ați văzut în titlu, astăzi o să facem foarte multe noutăți, adică avem foarte, foarte multe noutăți. După cum vedeți, avem aici un JCB. Mergem acum să vindem 59% lână. Avem un preț foarte wow, 7650, după cum vedeți. Vedeți acolo că avem un teren de canola deja făcut. Bă băiți, am făcut cea mai mare prostie, vă recomand. Nu vă recomand să faceți porumb, sau poate, nu știu, poate la voi pe mapă îi mai profitabilă, la mine n-a fost deloc. Am făcut 40 de tone de porumb înainte să... după ce am închis filmarea și după asta am realizat că e o prostie, pentru că n-am făcut mai nimic, am stat vreo câteva zile de am aștepta să crească prețul, pentru că mai mult de 2200 nu creștea și am vândut până la urmă la 2300 pentru că n-aveam efectiv ce să fac. Avem în momentul ăsta 211.000, am prins un preț foarte, foarte bun la lână, după cum ați văzut. Vreau să pregătesc combin, adică să-i dăm drumul să recoltăm. Bă, am avut un preț de 3.000 de euro la canola, dar n-am avut recolta gata ca să o iau. În acest episod o să luăm o parcelă, adică un teren cu iarbă. Avem și terenul ăsta pe care nu-l aveam atunci. Am dat 100.000 pe el. O ducem foarte bine cu banii. Pe viitor vreau să cumpăr terenul mai mare din dreapta de aici, de lângă noi, cu ăla de iarbă, și o să vreau să mă axez mai mult pe oi, pentru că are un venit foarte, foarte bun. Până ajung eu cu tractorul acasă, eu o să las combina pe mod automat să își facă treaba cât mai rapid. Poate prindem un preț bun. Ia să vedem ce preț avem la canola. Avem un preț, uite, 2700. Bă, nu e atât de bun, dar la hambar am avut 3000, sau nu știu cum se pronunță. Deci vă recomand, dacă vedeți că aveți un preț mai prost la porumb, nu vă băgați, pentru că e pierdere de timp și de bani. Uite, a crescut și terenul ăsta land. Lăsăm aici. O să mergem să luăm de la shop balotiera mare și cu remorca automată. Eu până acum am avut remorca din balotiera de aia mică și nu prea aveam ce să fac. O să trebuiască să cumpăr terenul ăla. Poate reușim să vindem în acest episod canola, cine știe. Dar mergem întâi să le luăm. Păi, deci avem și noi acest JCB. O să vă prezint la sfârșit ce avem nou, pentru că sunt foarte presat de timp și nu am timp. Deci vedeți acolo terenul ăla mare de iarbă de acolo. Păi ăla vreau să-l cumpăr. De 150.000. Așa, uitați, aici avem remorca și cu combina. Păcat că nu pot să le atașez pe amândouă odată. O să iau întâi combina. Ăsta balotiera, nu combina. Mergem cu ăsta. Bă băieți, am văzut că v-a plăcut acel episod de farming și am strâns 150 de like-uri, ceea ce e super ok. Dacă mai vreți clipuri cu farming, apăsați butonul acolo și nu mai mă întrebați de unde l-am luat, pentru că am spus și pe clipul anterior. Și din clipul ăsta vă spun, e luat de pe magazin, de pe Aptoid și da, adică, na, nu știu ce n-ați înțeles. Bă băieți, m-am gândit la o idee, adică nu știu dacă majoritatea jucați, dar cei care joacă mai demult și chestia asta e... Adică m-am gândit așa. Eu am 4 terenuri în momentul ăsta. Asta e cel mai mare, unde îi combin acum. Și mă gândeam înainte să... Gen, oricum, cred că asta e ultima sau penultima oară când mai fac canola, pentru că m-am săturat de când tot fac canola. Vă recomand să faceți canola la început, pentru că vă dă... Adică e un profit foarte bun și terenul ăsta e foarte bun, dar e 250.000 și nu mi-l pot permite. Bă, eu sunt super mulțumit de acest JCB, am dat 150.000 sau 160.000 pe el, dar bă, da, își merită banii, pentru că e și rapid și trage. Și am făcut prostia de am luat mai înainte de a lua acest JCB, am luat un tractor, hai să vi-l arăt, nu vi-l recomand nici într-un caz acel tractor, e cel mai jalnic tractor pe care l-am văzut. Uitați și voi cât costă panorama asta, 132.000. Bă, merge rapid, mă, într-adevăr, bă, dar la treabă, știi cum e, mai slab ca, nu știu, ca tractorul ăla de început, deci e mai slab ca ăla. Și am dat și atâția bani. L-am vândut și după asta mi-am luat JCB-ul ăsta, pentru că nu aveam altă soluție. JCB-ul e blană. Nu știu tractoarele după el, gen mai sus de JCB, dacă sunt chiar atât de bune. Pentru că mereu am fost păcălit de volum, dar de fapt la treabă când îi puneai... Da. Avem remorca asta nouă.
21 de tone, nu știu sincer de la ce firmă e, dar nu mai contează chestia asta acum. Și mi-am mutat altfel de control pentru că e mai ok, că nu prea îmi place cum era pe clipul anterior. Și poate vă întrebați de ce nu, poate vă întrebați de ce nu ați văzut în clipul anterior acel ambreiajul gen ăsta care e cu viteză și chestii, pentru că telefonul meu este foarte lung și adică nu știu, în gust și nu filmează full. Full HD ăsta cât e 80 și hai că dau eu shit. Stai că mi-am deblocat header-ul din greșeală. L-am deconectat de combina. Hai, mai repede. Poate prind un preț bun sau poate crește prețul, cine știe. Păi și să spuneți în secțiunea de comentarii dacă vreți clipuri mai lungi de farming, pentru că e mai chill așa. Uite ce deja am terminat cu asta, 90% și combinare 9 tone. Nu e combina foarte, foarte wow, dar sper că pe viitor să-mi dau upgrade. Așa, hai să descărcăm rapid aici, nu vreau să mă duc cu 90% pe terenul ăsta, că n-am chef să mă opresc chiar din treabă să vin să descarc. Hai, te rog, ok, hai că a detectat și el remorca. Ne descărcăm rapid. Uite aici, hai să facem și noi aici o pozică, stai, uite așa. Așa. Haideți să mergem, să băgăm aici pe treabă. După asta, deci, acum... Cred că o să trebuiască să cumpăr, o să cumpăr acum iarba asta, terenul ăla de iarbă și o să ne apucăm să tăiem iarba. Cât lucrează aici domnul lucrător automat, cât lucrează aici. O să luăm tractorașul ăsta. Deci, ies, stai ce? Ai 250.000, oh my god. Eu aveam în gând că e 150, shit. Mamă cât de scump e să moară, să înțepenească. Într-adevăr, e foarte bun. O să-l cumpăr pentru că nu am ce să fac. În momentul ăsta chiar vreau să cumpăr pentru că nu mai am mâncare la oi. După cum vedeți, mai am 4 baloți și am 41 de oi. Când am închis clipul prima, deci că în episodul anterior aveam 29, dar acum am 41 și e super nice, dar cred că o să încetinesc, o să se oprească producția de lână cât de curând. Pentru că nu mai am, iarbă, pentru că abia am tăiat-o, asta e prima dată când tai și nu cred că o să fac mare lucru. Deci, acum, să mă gândesc acum, hai să vă arăt ce am nou. Deci avem acest JCB, hai să vă arăt cât am dat pe el, l-am dat, stai că prea m-am dat, m-am dus. Am dat 165.000, JCB-ul vă recomand. Am luat combina asta, o știți, header o știți, remorca asta am luat-o. Astea le știți, nu le-am schimbat, pentru că nu am bani, nu-mi permit. Am avut-o pe asta la început, combina și acum ăsta, balotera și eu am pe asta acum. Aici nu ne băgăm și cam atâta. Și plus terenul ăsta, adică terenul ăsta, pe care nu-l aveam. Bă, deci ca să vă spun așa, eu pierd cam vreo 20.000... Nu 20, că nu se exagerăm. Vreo 16.000, 17.000 pe fiecare, de fiecare dată că nu. Deci eu pun pe mod automat să plantez sau nu știu, nu-mi vine cuvântul acum. Și dau pe asta de fertilizat, dau 5.000, 3.000 de fiecare și 4 terenuri și mi ajunge la undeva la 15.000 pentru că dau de mai multe ori, că nu mi ajunge doar o tură. Hai, descarcă-te. Un preț bun, 2.7. Ai, dacă reușim să ajungem un 2.8 acolo, așa, un 2.800 de euro ar fi ceva. Să vindem, să avem și noi profit, ținând cont că trebuie să cumpărăm terenul ăla. Dar nu, o să mă las, o să-l cumpăr neapărat, adică v-am spus că nu știu sigur dacă asta e ultima dată când fac canalul, dar cred că o să mai fac încă o dată pentru că nu o să-mi ajung bani, nu o să-mi ajungă banii, sigur. Deci hai să zicem asta să fie penultima oară când fac canola și după această tură am de gând să fac, nu știu dacă o idee atât de bună, dacă vă pricepeți la farming vă rog frumos puteți să lăsați părerea voastră în secțiunea de comentarii. Am de gând să fac pe terenul ăla mare să bag o tură de grâu, pentru că pot să fac balos de grâu, dar trebuie remorca aia specială, dar îmi pare că pot să fac și cu balotira asta pe care o am. Așa parcă știu. Și aș face balos de grâu, paie cum ar veni, știi? Și la vaci, dacă vă uitați aici, merge să dau și paie.
A, aparent trebuie să am... A, bă, da, uite, merge să pun și... Pai, și ar merge, adică gen să vină un surplus de bani la... Gen să vând și lână și lapte, gen de la lapte la vaci și lână la oi, de la oi, știi? Nu sunt prețuri atât de wow la lapte, dar decât nimic ar fi ceva să fac așa un teren, să iau terenul la mare, să-l, gen, să-l pun grâu, fac baloți, închiriez sau cumpăr remorca aia lungă, dar, hai, stai așa că n-am cum, de, tot cu remorca aia automată o să o iau, că trebuie să iau fur, că trebuie să iau un de la, un tractor cu de la în față, am uitat cum îi spune. Dar, da, altfel n-am cum, deci chiar nu am cum. Și aparent am rămas fără mâncare la oi, deci s-a dus producția noastră, acum stagnează pentru că nu am iarbă deloc. Abia am tăiat prima dată și de ce în ce o să-mi trebuiască cât mai multă iarbă și de asta vreau să cumpăr terenul ăla pentru că e foarte bun, ajută foarte, foarte mult că e mare și acum la început ele se mulțesc și din ce în ce mai mult iarbă ai nevoie. Și păcat că nu ia, deci paie nu mănâncă oile, deci na, e normal să mănânce. Dar, deci nu acceptă, doar iarbă și baloți. Hai mă, pe bune, nu-l ia chestia aia. Așa. Doar iarbă și baloți, atâta ia oile. Dar vacile ia și paie și baloți, ceea ce e super wow. Și mai avem acum terenul ăsta și după asta mergem și la ultimul teren. Și terminăm cu recoltatul, vedem ce preț avem și poate vindem și facem un mic de un fel de profit acolo. Sigur o să facem, sper să prind un preț mai bun pentru că am nevoie neapărat de bani și n-am ce să fac altceva. Deci chiar nu am ce să fac, trebuie să vând pentru că suntem aproape de 250.000, deci mă așteptam la 150.000, pe bune, 250.000 un teren cu iarbă, dar oricum scoți foarte, deci dacă tai eu terenul ăla de 3 ori, faci, cred că vreo 40 de baloți, dacă nu mă înșel. Și e super nice, știi? E super nice. Am vândut tractorul ăla cu furcă în față pentru că nu mi se pare atât de wow. Am păstrat-o la verde pentru că nu am bani momentan. Poate pe viitor mi-am propus să cumpăr ori un JCB sau să dau la ceva mai... Adică să cumpăr ceva mai scump. Nu știu, n-am nicio idee. Trebuia să descarc... Da, o să opresc aici... Combina și să descar pentru că nu vreau să mă plimb după asta. Oricum, asta o să umplem, sigur umplem remorca asta. Băi, și îmi place GCB-ul ăsta, mă, că trage și merge și rapid, mă. Ușurel. Ușurel, ușurel, ușurel. Așa, hai. Ok, lasă-mă că n-am treabă eu cu... Vreau să descarc de aici. Umpl. Încă 4% care o să fie imediat când o să mergem, mai avem un teren. Bă, pe terenul ăla nu prea merita să dau banii, pentru că 70.000 și nu cred că merita. Nu știu dacă e ideea atât de bună. Adică, bă, tot la fel scot ca celălalt, deci e destul de acceptabil decât nimica. Și nici pe oi nu mai mă pot baza acum, pentru că nu mai am mâncare la oi. Și am vândut mai devreme cu 7.650 de bănuți. Adică, what the fuck. Un preț super wow. Acum Dumnezeu cum e la sedem, poate n-am făcut o idee atât de rea. Hai, te rog eu, dă mai mult, hai. Urcă. 16.000 în plus. Am înțeles. Bă, nu știu, oricum, bă, deci nu, n-am făcut o alegere atât de proastă, pentru că, ținând cont că acum o să mai vină o tură de, aproape o combină plină. Hai să recoltăm noi manual și după asta o să cumpărăm terenul ăla. Shit, am uitat să iau și cu asta, nici nu l-am observat, sincer să fiu. Hai. Bă, știi, dacă vrei să mai facem clipuri cu acest joculeț, apăsă un like acolo, să strângem peste... Nu, au 200 de like-uri. Peste 150 de like-uri, dacă se poate, sau măcar 130 de like-uri, pentru că am văzut că am strâns 150-160, dacă nu mă înșel, la clipul anterior și chiar am rămas uimit, pentru că nu mă așteptam să fie atât de apreciat acest joc. V-am spus, o sar eu off-camera pentru că nu vreau să mai vă plictisesc și nu vreau să o lungesc foarte, foarte mult, oricum știu că e foarte lung acest episod, cred, nu știu. Așa, hai să... Deci fiți atenți, asta mă enervează la header, deci vedeți, noi acum mergem pe 3 rânduri, da? Ia stați așa, pe cât merge ăsta, mă, de fapt? Ăsta merge pe 7, cică, da, fix pe 7, ia uitați-vă aici, câte 7 rânduri sunt aici, sunt 3 în puii mei. Deci mă enervează, adică dacă te forțezi și stai gen drept, o să iei pe 4, dar nu, nici
de cum 7, cum scrie acolo. Și asta mă enervează super tare. Sunt foarte multe chestii de astea care sunt foarte banale. Adică, bă, acolo arată destul de mare, știi? Dar aici e doar 3 rânduri. Uite, dacă vreau, acum iau un 4 rânduri. Ia. Hai mă, ia. Nu vrea. Mai luam câteodată 4 rânduri, dar fac acum nu vrea să ia 4 rânduri. În fine, mai avem 2 treceri. Deci ați văzut și voi, deci acolo scrie 7 rânduri, mamă, bă, un preț destul de bun, adică nu e chiar atât de scump acest header. Dar de ce scrie acolo 7 când tu iei 3 și dacă pun pe mod automat știți că te ia 2 rânduri, mă, ca să ia cât mai mulți bani. Băi, și nu că ia foarte mult ăsta automat, dar câteodată explodează, mă, și îți ia, scurge banii, știi cum? Și da, îți ia extraordinar de mult mod automat câteodată. Hai că mai avem un singur rând. Ajung la 67% pentru că așa ajung la toate. Și la asta și la lantul și la cel lant cred că un 70 dacă nu mă înșel și terenul mare 90. Bă, nu scot foarte, foarte mult. Scot aici dacă are 9 tone. Scot un 7 tone, cred că. 7 dincolo, zicem un 8 acolo și 9 tone acolo. 8 tone acolo. Gata, 67% v-am spus. Mergem acum, descărcăm și vindem. Mai avem preț? Wow, sau? Mamă, de ce tot apăs acolo? Shit. Ok. N-avem ce face. Adică, bă, pot să vând acum. Adică nu trebuie să vând neapărat, pentru că eu oricum o să mai intru off camera și poate o să mai crească prețul și n-aș vrea să-l dau cu 2700, sub 2700. Acolo era cel puțin aproape 2800, știi? Și am vândut. Dar, da. Deci, eu aveam, deci 50 de mii am scos de pe asta, 50 de fucking mii și eu pierd vreo 15 mii. Hai să zicem că iese un profit acolo cât de cât, dar na, nu prea se merită. Și gândiți-vă că e cel mai vândut, cel mai chestie, cel mai wow, știi? Deci, stai ușor. Așa, acum, vreau să cumpăr terenul ăla, stai. Deci nu mai avem nicio. Uitați, 2630 de a scade acum. Dar nu mai am, pentru că am 0 iarbă. Facem aici frumos. Am cumpărat terenul cu iarbă. Suntem săraci, acum avem 16.000. N-avem ce face, asta e. O să tai off-camera pentru că văd că mi-a crescut și terenul ăsta micuț. O să tai de vreo 2-3 ori terenul ăla mare, de vreo 3 ori aici. Și când fac baloți, fraților, o să fac un screenshot și o să pun pe comunitate să vedeți și voi. Asta nu știu că nu o să fie postat acest clip. Deci cam asta a fost și clipul de astăzi. Eu am fost Lorențiu și dacă mai vreți clipuri cu Farm Simulator, apăsați noi acolo să strângem cât mai multe like-uri. Aveți Instagram-ul meu în descriere, dați și mie un follow și ne vedem data viitoare. Ciao.